Novenă către Sfânta Fecioară de la Fatima. Ziua a noua. Sfântă Fecioară, tu ai apărut la Fatima pentru a descoperi celor trei păstorași harurile care se pot dobândi prin recitarea rozariului. Fă să îndrăgim această cunună de rugăciuni asemenea celor trei copilași, încât ea să nu fie pentru noi o datorie apăsătoare, ci o rugă dătătoare de viață. Fie ca prin contemplarea misterelor mântuirii noastre să ajungem tot mai aproape de Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântă Fecioară de la Fatima, îți mulțumim că te-ai arătat celor trei copilași și le-ai descoperit mesajele ce sunt de preț și în ziua de azi. Ne rugăm iarăși pentru pace în lume, pentru încetarea războaielor. Fă să stăruim în rugăciune și jertfe așa cum ne-ai cerut. Doamne Iisuse, minunile, profețiile și rugăciunile pe care ni le-a adus Maica Ta la Fatima au uimit întreaga lume. Sfânta Fecioară este mereu alături de Tine. De aceea Te rugăm ca prin mijlocirea ei să asculți cu bunăvoință rugăciunile noastre. Pomeniți intențiile. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Fecioară de la Fatima, roagă-te pentru noi. Sfântă Fecioară a Rozariului, roagă-te pentru noi. Inimă neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi. De păcatele împotriva Duhului Sfânt, mântuiește-ne, Doamne. Amin.